Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Stimați radioascultători, bună dimineața, bine ați venit pe frecvențele postului de Radio Eco FM. Astăzi, după cum v-am promis, am revenit la muncă. Asta e una. Și tot un lucru de asemenea foarte important este și faptul că am început să realizăm emisiunile Între da și nu. Astăzi discutăm despre o problemă foarte actuală. Și în general vom discuta probleme actuale. Este vorba despre schimbările climatice. De ce am avut o iarnă atât de călduroasă, poate anomalii călduroasă. Despre asta ne va povesti Maria Nedealcov, membru corespondent al Academiei de Știință a Moldovei, doctor habilitat, directorul Institutului de Ecologie și Geografie Academiei de Știință a Moldovei, profesor universitar. Bună dimineața și la mulți ani! Bună dimineața! Doamna Nedealcov, pentru început, cum ați sărbătorit noul an? Mersi mult, în plină primăvară, de fapt, ca și toată lumea. Dar ce să facem? Australia se topește, America de Nord îngheață, Italia întâmpină tornadele. Ninge în Sahara? Ninge în Sahara. Într-un cuvânt, starea de vreme pe glob ne dă nouă oamenilor de înțeles că, pe de altă parte, totuși Pământul respiră, trăiește, iar noi oamenii, prin impactul nostru antropic, ne punem și noi amprenta, probabil că nu chiar benefică, asupra manifestării extremelor care se petrec astăzi pe glob. Doamne Nedealcov, pur și simplu este ceea ce se întâmplă, chiar și căldura acestei ierni, ceea ce se întâmplă pe planetă, o urmare a abordării incorrecte a omului, a unor probleme legate de natură, mă refer la poluare, mă refer și la alți factori care influențează procesele de schimbări climatice, sau schimbările climatice sunt niște procese ciclice, după cum afirmă unele școli a unor savanți, care vrem noi, nu vrem, facem bine planetei, facem rău, indiferent, au caracter ciclic și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Probabil totuși că asupra schimbării climii, asupra variabilității, să spunem, climii, influențează atât factorii naturali, cât și factorii antropici, factorul antropic. Dacă să luăm privind ciclitatea, am avut fericită ocazie să dispun de așa numitul registru a clasificării maselor de aer după Wageningen GIRS, este așa o clasificație, deci a tipurilor de mase de aer. O să spun așa mai simplu, că o să fie pe înțeles tuturora, fiindcă facem geografie din clasa a 5-a până la finele liceului sau gimnaziului și oricum ne dăm seama ce este o masă de aer. Noi, fiind situați la mijlocul emisferii de la ecuator spre pol, spre polul nord, deci aproximativ, dacă luăm paralela, 45 de grade, avem pe teritoriul nostru bântuirea, dacă pot să mă exprim așa, a diferitor mase de aer, fie ele meridionale, deci cele ce bat dinspre Oceanul Atlantic, fie ele tropicale, cele ce vin din sud, fie ele polare arctice, ce vin din nord. Dar, din punctul de vedere a predominării unui anumit tip de masă de aer, se observă, conform clasificării despre care am spus, o predominare a acestora în timp cu o durată de viață la 60 de ani undeva. Și iată, prin anii 90, sfârșitul anilor 90, am simțit că și în sistemul climatic al nostru regional ceva se întâmplă. Și deci am avut, după cum am spus, fericită ocazie ca să luăm de la Institutul de Arctică și Antarctică din Rusia registrul acesta. Noi nu l-am editat, el era în stare de lucru, dar colegii ne-au ajutat ca să înțelegem pe pământul ăsta, pieticul ăsta mic de pământ, ce se întâmplă. Deci, începând cu sfârșitul anilor 90, chiar din 97, a început să predomine circulația zonală
asupra circulației meridionale. Ce înseamnă lucrul ăsta? Lucrul ăsta înseamnă că vara masele de aer tropicale vor înainta cu mult spre nord și iarna masele de aer arctice de la nord vor ajunge cu mult spre sud. Iată ceea ce se întâmplă de fapt și chiar ultimii ani, deci dacă de 97 noi suntem în 2017, a trecut 20 de ani, noi suntem în plină, să zicem, predominare a acestor mase de aer, fiindcă dacă predominarea are 60 de ani, vreo 20 aproape de ani se duc spre acomodare, vreo 20 în plină desfășurare și vreo 20 de ani spre slăbire și iată că factorul natural, pardon, eu îl văd aici, în predominarea fluctuațiilor care provin din predominarea maselor de aer zonale. Ce înseamnă lucrul ăsta? Lucrul ăsta înseamnă că noi vom simți în fiecare sezon, în fiecare anotimp, o năvălire a maselor de aer atât din nord cât din sud, comparativ cu anii precedenți, să zicem anii 60-70, când clima blândă era mai mult dictată, în ghilimele, dacă putem așa să ne exprimăm, de influența Atlanticului. Dar sunt și adeptul faptului că factorul antropic are un impact semnificativ asupra sistemului climatic în general și regional în particular. Chiar să vă spun sincer, și copilul meu nu de mult m-a întrebat: mama, chiar real există problema încălzirii climii sau este pur și simplu ceea ce se discută în mass media? Eu vreau să spun cu toată responsabilitatea că în baza datelor multianuale care se echivalează cu 128 de ani pentru teritoriul Republicii Moldova, eu simt lucrul ăsta, că ne aflăm în perioada schimbărilor climatice substanțiale. Deci anul trecut și anul acesta și observ cu regularitate colegii dumneavoastră de la televiziune ce drept vin tot timpul ca să primească o estimare prealabilă pentru cum va fi anotimpul și nu vreau să spun cuvântul că am ghicit, dar anul trecut iarna cam a fost așa cum am dedus-o noi în baza datelor multianuale și anul acesta ceea ce ne-am luat noi îndrăzneala la 1 decembrie să spunem cum va fi iarna, la fel se manifestă lucrul acesta. Deci niște concluzii care le putem și noi cu caracter probabilistic să le spunem oamenilor, am în baza noastră șirul statistic de date, metodele de estimare și de perfecționare, cu toată îndrăzneala o pot spune și la noi aici acasă, fapt ce ne-a permis anul trecut o să sar de la iarna inițial, dar că și iarna a fost aici luată în considerație, deci am avut fericită ocazie ca metodele noastre care au fost aici elaborate și desăvârșite să stie la baza elaborării mai departe a două atlase digitale privind regimul precipitațiilor atmosferice și termic în bazinul Prut, teritoriu aderent țării noastre, deci a României, și atlasul extremelor termice și pluviometrice. Asta este altă întrebare. Deci, ce pot să spun eu astăzi radioascultătorilor? Că iernile în Republica Moldova au tendință spre încălzire, totuși se încălzesc și din anii 60 acestea, adică iernile calde, prevalează asupra iernilor rece în raport de 2 la 1. Avem la o iarnă rece, avem două ierni calde. Iarna anului trecut a fost a treia în topul celor mai calde ieri înregistrate în ultimii 128 de ani. Probabil că în partea iernii care ne-a mai rămas, după datele multianuale, eu acum concluzionez în baza deci regimului multianual, a datelor multianuale, nu este exclus că vom avea un val de frig
în afară de valul ăsta care vine acum, putem avea, conform datelor multianuale, către finele lunii ianuarie, începutul lunii februarie, dar nu este exclus că vom avea niște fluctuații de scurtă durată, antipode, iată cum s-a întâmplat, cum se întâmplă acum. Deci, iată, noi anterior am vorbit. Dar pe ce minus 3 grade? Minus 3 grade, asta este temperatura medie lunară a lunii ianuarie. Ce trebuie așa să ne streseze? Să ne stresăm. Dar suntem stresați pe jumătate, răciți. Din ce motive? Din motive că capacitatea de adaptare a organismului de la plus 14, plus 11 grade la minus 11, care se așteaptă în diferite forme de relief, fiindcă cunoaștem că lacurile frigului în țară pot scădea până la minus 10, minus 12 grade pe anumite areale vulnerabile, mai ales în văile închise, față de altitudini de cumpene de ape. Și este evident că organismul nostru nu este așa de prins să... Dar și dacă am mai ști lucrul ăsta, mai conștientiza că, uite, este, cu părere de rău, este normală intervenția acestor extreme antipode, atunci fularul nasa departe, cușma nasa departe, da, umbrela nasa departe, din potrivă hainele mai, să zicem, comode pentru perioada caniculară la fel, și atunci am putea încerca să ne adaptăm către aceste schimbări. Deci consider că și factorul natural în speță, dacă luăm pentru intervale mai mici de timp, să zicem până la 60 de ani, deci circulația generală atmosferii, dar și factorul antropic își lasă amprenta asupra sistemului climatic. Am vrut să vă întreb, doamnă Nedelcov, dacă factorul antropic influențează asupra rezultatelor măsurărilor sau cercetărilor pe care le fac oamenii de știință, dacă nu le dau peste cap într-un fel sau altul multe din cercetări, și dacă există mecanisme sau scenarii pentru evaluarea acestor schimbări climatice, care ne-ar ajuta într-un fel sau altul să ne adaptăm la aceste schimbări? Pentru că ele sunt inevitabile într-un fel sau altul. Într-adevăr, așa este. Mersi mult de întrebare. Deci eu mă bucur că în ultima perioadă de timp geografia, bătrâna știință geografiei, tot mai mult are dreptul la viață și o șansă mare a fost acordată și de către Comisia Interguvernamentală privind schimbările climatice, care în ultimul său raport de evaluare are o anexă, atlasul prospecțiunilor climatice pentru glob, pentru fiecare continent, pentru fiecare regiune. Iată, noi am efectuat și noi prospecțiunile climatice, le-am adaptat din cadrul acestui atlas elaborat în aspect global, l-am adaptat către regiunea noastră. S-a părea că teritoriul nostru este un teritoriu nu chiar mare, 33,85 km pătrați, nu este așa de mare ca să vorbim poate de schimbări climatice. Dar totuși trebuie să vorbim, vă spun de ce, din motive că suntem într-o regiune, regiunea de sud-est a Europei, înregistrează un ritm de încălzire a climei de 2,5 ori mai mult decât cel așteptat în plan global. Asta demonstrează cercetările noastre, asta demonstrează cercetările colegilor din România, din Bulgaria, din Slovenia, Serbia, deci acele rezultate care au fost prezentate la nenumărate forumuri internaționale. Am efectuat și noi prospecțiunile date și am ajuns la concluzia că la noi deja ceea ce s-a pronosticat în aspect global cu diferite scenarii climatice, noi deja am atins nivelul fondului termic în regiune. Iată, lucrul ăsta îl pot spune doar savanții care dispun de datele multianuale la nivel local, să zicem, național. Deci cum lumea ia în considerație lucrul acesta? Chiar și noi avem o strategie de adaptare către schimbările climatice și chiar și noi avem un plan de acțiuni
în care, să zicem, și noi, direct, indirect, lucrăm la Academia de Știință, oricum, având până astăzi subordonare dublă și cu Ministerul Mediului, noi întotdeauna ne-am făcut datoria și am pus la dispoziție rezultatele obținute în realizarea planului de acțiuni privind strategia națională de adaptare către schimbările climatice. Mă bucură faptul că și Oficiul Schimbarea Climii, deci și acele proiecte care vin în țară în vederea adaptării țării către schimbările climatice, au implementat și am fost și noi cooptați în strategiile naționale de dezvoltare la nivel de raion administrativ un compartiment aparte, adaptarea către schimbările climatice. Deci aceasta a fost ceva nou. Și clar că în țară laboratorul nostru a fost unicul colectiv care a putut să fie în stare să elaboreze modelele cartografice în care să arate cum se va schimba clima în viitorii ani apropiați la nivel de raion administrativ. Și chiar am mers și în 5 raioane administrative. Mi-a fost interesant să văd lucrul ăsta, cum oamenii se sesizează, cum primesc lucrul ăsta. Fiindcă, de exemplu, la noi, la Fălești, spre exemplu, au fost înregistrate cele mai înalte valori termice și câțiva ani de-a rândul. Când am mers în raionul acesta, zice, uite, așa este de trist că noi vă cunoaștem așa de târziu. La ce eu le-am răspuns că sunt foarte tânără și foarte neliniștită și pe viitor ne vom vedea mai des. Deci, fără îndoială că lumea este flămândă, eu vreau să vă spun, de informația noastră climatică. Și ei, bineînțeles, care înțeleg lucrul ăsta. Dar să știți că lângă rândunelele care au fost, să zicem, vreo 10 ani în urmă, tot mai multă lume este flămândă de utilizarea, de consumarea informației climatice și eu mă bucur că noi, pe lângă Serviciul Hidrometeorologic de Stat, instituție care este abilitată cu dreptul de a supraveghea, de a monitoriza în mod operativ starea vremii, noi, cei de la Academia de Știință, putem să venim cu completări, cu evidențierea anumitor particularități de manifestare a climei, cu diferite elaborări, diferite hărți, să zicem, efectuate, elaborate la nivel cel mai contemporan, având în spate instrumentarul principal, sistemele informaționale geografice. Și să vă spun sincer că chiar am avut în audiență și fermieri care au venit și au avut nevoie ca să vadă cum pe terenurile dumnealor, după ce au plantat, să zicem, livezi sau alții mai tinerei, au pornit altfel ca să planteze, au dorit ca să-și estimeze potențialul climatic și agroclimatic a teritoriului și mă bucură faptul ăsta că eu mai ating măcar cu piciorul timpul când vine o perioadă când multă lume începe să înțeleagă că țara noastră nu este bogată în resurse naturale. Țara noastră are nevoie să se uite după țările înalt dezvoltate și industrializate, cum ar fi Japonia, cum ar fi țările mici înalt dezvoltate și industrializate, care au pus un accent destul de mare pe cunoștințe, pe știință. Deci, iată, țările care dezvoltă așa numita societate post-industrială de dezvoltare, unde rolul principal revine științei, aceste țări și ne mână pe noi înainte. Adică ne trag înainte. Deci, eu sunt adeptul lui Toffler și al lui Bell că suntem la un nivel de dezvoltare, am ajuns civilizația umană, când, dacă nu vom conștientiza că într-o societate informațională în care noi am pășit, suntem pregătiți în totalmente, nu suntem pregătiți, nu știu dacă toți, dar dacă vom conștientiza lucrul acesta, consider că noi
vom atinge mari progrese în țară. Eu mă bucur, nu mă lingușesc astăzi, dar mă bucur că am avut fericită ocazie să am un șef, președintele Academiei de Știință, domnul academician Gheorghe Duca, care întotdeauna accentuează lucrul acesta, că societatea trebuie să aibă la bază să se dezvolte pe știință. Nu de atâta că dumnealui este, să zicem, patriarhul științei noastre autohtone, dar într-adevăr așa este. Asta este realitatea vieții. Și cel de-al doilea șef al nostru mare, prim-ministru, domnul Filip, care singur este foarte abilitat în sistemele informaționale și foarte bine înțelege lucrul ăsta. Eu, îndeoște, anul acesta am avut o fericită ocazie să înțeleg că guvernul nostru tehnocrat, așa îi spune, da? Da. Este un guvern foarte profesionist și chiar m-am bucurat de faptul că am văzut că țara noastră are fii adevărați. Înțeleg foarte bine situația, înțeleg foarte bine știința, ce se petrece acum cu reforme, cu poate și este și necesar, nu știu eu în asta, nu mă bag, fapt că, iată, sunt două personalități care simt lucrul ăsta că pentru Moldova ar fi benefic și ar fi bine ca rolul cunoștințelor, rolul științei să aibă locul său, fiindcă în caz contrar ne întoarcem înapoi, credeți-mă. Eu nu mai am, să zic, acum un interes că să vreau să cresc sau, eu vă spun cu toată seriozitatea, noi dacă nu înțelegem că atunci când dispunem de talente, uitează copii talentați în matematică, în fizică, în chimie, de ce nu în genetică, dacă nu înțelegem, nu conștientizăm faptul că în toate sferele de activitatea noastră să fie pusă la nivelul său cuvenit știința, chiar în capul mesei, noi nu vom avea sorți de izbândă și nu vom putea ține pasul cu... vom fugi într-una din urma trenului. Da, nu și vom... nu ne vom putea numi o țară modernă, să-i spunem, cu totul începe de la știință. Fără îndoială. Să revenim puțin la subiectul nostru. Eu vreau să vă întreb, doamna Nedelcov, suntem o țărișoară agrară. Lumea spune că i-a înflorit unele plante în ogradă deja. Am uitat cum se numesc, mi-a spus cineva ieri. Nu va avea de suferit agricultura? Recent am fost telefonată de la Institutul de Horticultură și domnul profesor Rapcea, în care mă bucură faptul că, dacă aș spune vreo două decenii în urmă, mă gândeam că la Institutul de, cum îl chema atunci, pomicultură, voi găsi adept sau nu în utilizarea, dacă aș putea spune așa, a cunoștințelor privind clima pentru dezvoltarea acestei ramuri. Deci, vă spun, recent m-a telefonat domnul profesor Rapcea și mă întreabă, doamna Nedelcov, ce facem? După valul de căldură se așteaptă valul de frig. Deci, care este situația noastră, că trebuie să facem ceva. La ce am luat decizie? Că se va controla, se vor controla plantațiile de vii, plantațiile de livezi și acele date care se acumulează acum privind valul de căldură și valul de frig, care îl va alterna cu starea de moloșag, printre altele la noi, la români, moinele m-au o denumire de moloșag. Eu nici n-am știut. Eu știam că se mai numesc ferestre de încălzire, da, și moină, da. Da, moine, moloșag. Moine le spunem, da. Dar savanții, colegii din România spun că au și o denumire veche, moloșag le spune. Noi mai des spunem primăvară în iarnă, da? Da, să le spunem, deci, ascultătorilor, există perioada caldă, perioada, da, de caldă din iarnă. Atunci când, sau științific fiind spus, când temperatura medie diurnă de zi trece peste valoarea de 0 grade. Deci, iată, căldurile acestea care au făcut, într-adevăr, pot scoate din iernare culturile agricole. Fiindcă iernile au tendință de încălzire, la noi culturile multianuale, de obicei, nu dorm iarna, dar veghează, stau de pândă, da? Au o somnolență așa mai superficială. Și atunci când vin
valuri de căldură, să zicem plus 3, plus 4, da, plus 10, plus 11, cum au fost zilele acestea, și încă câteva zile la rând, fără îndoială că poate să iasă din perioada aceasta de iernare. Cu atât mai mult, cu atât mai mult că teritoriul țării ar fi teritoriul de nord al amplasării pentru multe culturi, multe anuale termofile. Iată, să zicem, sâmburoasele termofile. Piersicul caisol. Piersicul caisol, în fabula noastră românească, este greierul și furnica. Și piersicul și caisul, pentru aceste două culturi, Republica Moldova este hotarul de nord a amplasării, factorul limitativ fiind anume condițiile de iernare. Ce face caisul de-a lungul vieții? Eu n-am știut, mi-au spus savanții din domeniul horticulturii, ce a făcut caisul de-a lungul vieții. De-a lungul evoluției sale pe teritoriul țării noastre, el și-a mai făcut un buton de apărare butonului ăsta floral, o capsulă de apărare, pardon. Piersicul ca greierul a cântat de-a lungul evoluției. Se primește acum că primăvara, când trece iernarea, valurile acestea de căldură îl scoate, ei tot scoate din starea aceasta de hibernare, trecându-i în stare de veghe, de veghere. La un moment dat, când vin înghețurile mai puternice, sau să zicem, Doamne ferește, în februarie, dacă ar fi foarte cald și să pornească către finele lui februarie, martie, mai știu eu ce, Doamne ferește, deci la o venire, la o năvălire a maselor de aer reci, dacă piersicul face butonul, caisul nu-l face și el se vătămează mai mult, se vătămează. Deci, paradoxal, iarna, piersicul suportă numai până la minus 23 de grade frigul. Caisul suportă până la minus 25 de grade. Se începe a vătăma după minus 25. Dar primăvara, caisul este mai vătămat din motivul că el este greierul, dar furnica este piersicul. Deci, iată, fără să vrem noi, indiferent de doleanțele noastre, și culturile, și toată biota, și lumea animală, și lumea vegetală, începe să aibă și ea o capacitate de adaptare corespunzătoare. Noi, iată, pentru teritoriul țării nu putem spune că schimbările acestea climatice întru totul negativ influențează toate, să zicem, subramurile agriculturii. Dacă porumbul, dacă floarea soarelui, dar cel mai mult dacă grâul suferă de pe urma încălzirii, să zicem, noi împreună cu colegii de la Institutul de Horticultură, în speță cu domnul profesor Rapcea, chiar și avem un coeficient Nedelcov Rapcea de estimare a pretabilității climii pentru calitatea strugurilor. Deci, noi am observat de-a lungul anilor că regimul termic înalt din august foarte benefic influențează asupra calității strugurilor. Lucrul este demonstrat și cu, deci, analiza produsului final a strugurilor din ultima perioadă de timp. În Republica Moldova, deși se observă o tendință de scădere a productivității a recoltei strugurilor, calitatea acestora crește și începând cu 2005 ea este constantă înaltă. Fapt determinat, iată că putem, că atunci când se lucrează, se conlucrează împreună savanții, când cu numărul dintr-un domeniu în altul și altul, atunci clar că se primesc lucruri frumoase. Asta nu înseamnă că la noi nu sunt alți, să zicem, concetățeni care iau bisturiu în mână, spun că sunt medici și se duc și fac operații, să zicem, numai plastică sau și de altă natură. Deci eu consider în acest context, că m-am abătut nițel de la temă, dar tot este important, fiindcă astăzi foarte mulți fac schimbări climatice, nefiind specialiști, că este în vogă și dar clar că este o îndrăzneală, fiindcă trebuie să ai în spate metode de cercetare,
Cunoștințe, deci, cel puțin. Fără îndoială, da. Dar, așa că dar... asta este. Pentru țara noastră, deci noi suntem situați într-o regiune cu regim de umiditate instabil, culturile agricole până la 30-40% nu își realizează potențialul său productiv care ar putea să-l realizeze. Iată, aici noi avem de lucrat toți. Despre faptul că mulți fac schimbări climatice, este și următoarea întrebare a mea. Un an și jumătate în urmă am asistat la un seminar unde veniseră niște oficiali europeni care au spus că Uniunea Europeană preconizează până în anul 2021 să utilizeze anual câte 100 de milioane în domeniul elaborării de politici în domeniul schimbărilor climatice, astfel încât până în anul 2021 se ajungă la suma de 100 de miliarde. Deci, la întrebarea unui participant din acel... De fapt, era un reprezentant din a societății civile, a întrebat cam câți bani din aceste 100 de miliarde ar ajunge și în domeniul acțiunilor. În oficialii au spus, au dat din cap și au spus nu, sunt prea puțini bani. Ce spune știința? Este important acum, atunci când de fapt avem, se creează impresia că aceste proiecte sau aceste politici de schimbări climatice se elaborează doar de dragul politicilor de multe ori. Și foarte multe proiecte în Republica Moldova chiar se fac atunci, se fac, dar nu există o continuitate a lor sau nu există... Cel puțin finalitate. Finalitate. Să cunoască lumea. Parcă... Este important să facem acele plantări, de exemplu, sau să elaborăm, să instruim populația nemijlocit sau totuși să elaborăm politici, să mergem să le raportăm și să cheltuim banii care vin din Uniunea Europeană. Da, și aceste, spre exemplu, reprezentanții acestor structuri îi vedem cu mașini de teren, îi vedem cu emblema Uniunii Europene, dar mașini de teren stau bine, mersi. Mai mult cu acest lucru, chiar și în această vară, Veceslav, ne-am convins tot ce e legat de schimbări climatice, mai mult este activă știința în Republica Moldova și organizațiile de mediu. ONG-urile de mediu de asemenea promovează aceste lucruri, însă sunt unele structuri care elaborează politici și stau bine, mersi. Asta este o problemă foarte dureroasă pentru mine. Credeți-mă, eu am participat, iată, m-am implicat așa, în mod poate chiar și obraznic, în implementarea acestor, să zicem, capitole în strategiile de dezvoltare la nivel de raion administrativ, fiindcă cum credeți, noi specialiștii cu atât mai mult ne doare sufletul că noi nu suntem cooptați. Eu nu știu care este cauza. Ce e drept, în ultima perioadă de timp nu pot să-l atribui aici pe oficiu schimbarea climii, fiindcă sunt tentative de a avea anumite... Eu l-aș atribui. Eu personal, părerea mea. În ultima perioadă de timp, poate, nu știu unde, poate și noi undeva știința am greșit sau greșim că nu ieșim așa în mod obraznic. Eu de acum simt că parcă este cazul să se deschidă ușa și la guvern, să se ducă cu câteva prezentări, să se demonstreze cu uite ce se întâmplă. Poate noi nu suntem așa de îndrăzneți, n-am fost învățați să fim așa de obraznici sau îndrăzneți. Nu știu care este cauza. Poate că noi nu avem nivelul de cultură în așa mod, la așa etapă să fie înalt pentru ca să fim cooptați. Poate lumea se teme ca să... Eu câteodată chiar și strig în voce tare, chemați-mă fără bani, chemați-mă, dar dați să facem lucruri frumoase. Eu, este foarte trist pentru mine lucrul ăsta, dar și mă bucur că și voi de acum ridicați problema și se vede că este o ruptură.
Eu vreau să spun că chiar am fost chemată de vreo câteva ori la oficiile acestea unde vin bani de la Uniunea Europeană și pe urmă vin anumite verificări. Și eu am fost chemată să și-au cerut scuze, eu nici nu mai țin minte cine e reprezentanți de la Uniunea Europeană. Pe mine nu m-a interesat un oficiu sau altul, ce bani a luat, cât a luat, cât a făcut. Eu m-am dus și am spus, iată, la noi, la Academia de Știință, sunt așa elaborări, sunt așa elaborări. Din start am vrut să refuz, dar pe urmă m-am gândit, nu, în țară doar este lucrul ăsta. Exact. Și pe urmă am observat că se mai fac unele trimiteri. Eu nu știu, totuși consider că și aici noi avem de lucrat foarte mult. Deci suntem un popor foarte harnic, foarte emotiv, foarte bun la inimă, dar suntem așa de orgolioși, așa de fricoși. Nu cumva, dacă, de exemplu, un Nistiriuc sau Nedelcov este documentat în domeniu, dacă îi coaptăm, gata. Exact. O să ne ia banii. Exact. Nu vă ia nimeni banii. Haideți cu adevărat să iubim pământul ăsta, să facem, să lăsăm ceva după noi, copiilor și nepoților noștri, că o să ne lepide toți copiii și dacă ne leapă de copiii, suntem de vină noi, părinții, că n-am putut să ținem copiii acasă. Haideți să nu ne gândim pentru astăzi, cât mai mult să pun, să fug, nu mai interesează astăzi. Haideți să ne gândim pentru nepoți și pentru copii. Este foarte, foarte naiv cum gândesc eu pe pământ, dar vă spun sincer că eu mă bucur că am așa mentalitate, dar nu alta. Că să mănânci o pârjoală sau să mănânci trei pârjoale, nu o să moară de foame nimeni, poate chiar din potrivă o să avem probleme, că o să mâncăm trei pârjoale. Haideți pe pământul ăsta mioritic să punem mână de la mână și să contribuim împreună. Într-adevăr, foarte bună întrebare la care nu sunt stare să vă răspund până la urmă. Este o întrebare care mă chinuie și pe mine. Deci, probabil că ar trebui să fie un control mai riguros asupra banilor care vin și unde se cheltuie. Dar, pe de altă parte, vreau să vă spun că sunt demnitari de stat care foarte bine înțeleg problemele. Dar tolerează sau nu? Eu știu că erau, acum nu știu, dar știu că erau miniștri ai mediului care înțelegeau unele lucruri, dar tolerau. Da, eu nu o să dau astăzi nume. Nu o să spun, da, nume, dar eu singur personal am un doctorant vine din sfera parlamentară. Uh-huh. Acest doctorant de mult este preocupat de problema apelor de suprafață în contextul aridizării climei. Și mă bucur foarte mult că acest doctorant spune într-una, eu aș vrea ca de pe urma tezei date să aibă țara folos. Normal. Și știți, când auzi așa, eu vă spun sincer, poate să rândunelez câteva personalități. În tot cazul, eu am avut fericită ocazie să mă ciocnesc de personalități și bărbați și femei din țară în ultimul timp, care văd că într-adevăr are țara personalități cu care ar putea merge înainte. Deci, clar că sunt puțini, probabil, dacă se întâmplă lucrul ăsta. Sau, la timpul cuvenit, au fost oameni care au tolerat lucrul ăsta și noi culegem roadele. Eu consider naiv, poate naiv, dar consider că și aici se va face regulă, fiindcă nu se poate la infinit să se arunce bani într-un sac fără fund, din care să se ia anumite... Să nu fie efect și să nu se ia careva măsuri până la urmă. Deci, iarăși mă întorc la ideea că știința este necesară țării noastre. Deci nu se poate, să zicem, hai să spun de domeniul meu, nu se poate să asigurăm o dezvoltare durabilă în țară ca să nu ținem cont de o componentă așa de importantă cum ar fi componenta climatică. Mă încerc scuze, chiar și președintele Duca, președintele Academiei de Știință, oferă o mare prioritate acestei probleme. Tot timpul discută anume despre schimbări climatice și despre climă în unele interviuri pe care le-am realizat cu dumnealui. Dumnealui oferă o mare prioritate schimbărilor climatice.
Da, eu vreau să spun că domnul președinte Academiei de Științe este un președinte real, adevărat, care este documentat și care se pricepe în toate domeniile noastre de activitate. Dar aici, dumnealui fiind și fost ministru mediului, este și fiind și chimist de specialitate, da. Noi împreună am demonstrat că în sudul țării, în anumite ani secetoși, indicele de poluare a apei în apele sătătoare, în Beleu și în Manta, se dublează doar de pe urma evaporabilității intensive și de pe urma creșterii gradului de aridizare. Adică cum a fost, spre exemplu, în 2012, indicele de poluare a apei a fost de două ori mai mare, a constituit 1,8 parmis față de 0,9 de anii precedenți, când evaporabilitatea și suprafața acestor lacuri a fost semnificativ, s-a micșorat, lucru fiind demonstrat și de alți cercetători din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie. Deci este fără îndoială și normal și logic ca un președinte bun de o academie să tragă atenție deosebită acestui domeniu, fiindcă el într-adevăr este extrem de important la etapa actuală. Foarte de acord. Este și important, este și în trend, este și chiar are un rol hotărător, dacă e să vorbim pe ansamblu la grad planetar, nu în zadar, după cum spuneați, toți fac schimbări climatice în Republica Moldova, numai nu climatologii. Și dacă mai am o secundă, ritmul accelerat al schimbărilor climatice, orientarea agrară a țării, incapacitatea noastră de a ne adapta rapid, tot așa de rapid, către aceste schimbări, lipsa strategiilor intersectoriale, într-adevăr face ca problematica dată să fie una din problematicile prioritare în țară de cercetare. De acord. Cu siguranță trăim niște timpuri care pentru noi poate sunt ceva normal, pe de o parte, pentru că suntem obișnuiți să crească temperaturile, deja începem să ne deprindem, în același timp schimbările climatice... Fenomenele să aibă caracter stihinic, deja devine o deprindere. Schimbările climatice există și cu siguranță vom mai apela foarte mult la expertiza dumneavoastră și la ceea ce fac savanții noștri. Vom încerca să aducem aici pe frecvențele EcoFM, ascultătorilor noștri, vom încerca să aducem rezultatele pe care le aveți și informațiile importante pentru omenire. Maria Nedelcov, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat, directorul Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei, a fost invitată dimineții la EcoStart, la Întreda și Nu. Vă mulțumim mult că ne-ați vizitat și un mesaj pentru ascultătorii noștri. Desigur, pentru cei care ne ascultă în acest moment. Stimați radioascultători, eu vă urez câte mai multe zile senine în viața dumneavoastră, dar atunci când va ploua, să vă plouă cu belșug, să aveți o viață înflorită, plină de tinerieță în suflet, precum este primăvara, și întotdeauna să conștientizăm că suntem unii din cei mai fericiți pe pământ, fiindcă avem totuși încă posibilitatea de a trăi în 4 anotimpuri. Vă urez multă sănătate, un an în belșug și să dea Domnul să ne mai auzim la Eco FM. Vă mulțumim, plăcere voi veni. Vă mulțumim pentru prezență. Prieteni, stați aproape. Doamna Nedelcov, numai bine. Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.